Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă sunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Nache Drăguș. Părinte, Doamne ajută și bine bun v-am venit! Găsit, bine v-am găsit! Să rămână, Părinte, Doamne ajută! Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241515266 cu tarif normal în rețeaua Intersat. Aveți contact pe pagina de Facebook Radio Dobrogea. Ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Dragi ascultători, astăzi vom încerca să vorbim despre Sfânta Cruce, atât ca realitate concretă, crucea pe care o privim și la care ne raportăm, cât și ca mod de viață, în măsura în care vom reuși sau poate ne veți ajuta cu întrebări, cuvinte sau cu rugăciunile dumneavoastră. Părinte, vorbind despre cruce, tot creștinul știe despre cruce, se raportează la ea într-un fel sau altul, așa cum a fost învățat sau cum simte. Totuși, mai aproape de reper și de realitate, ce semnifică, ce semnificație are și importanță în viața creștinului Sfânta Cruce? Sfânta Cruce constituie, în primul rând, altarul de jertfă pe care a fost, pe care a primit să se jertfească Mântuitorul Hristos pentru mântuirea noastră. Semnificațiile cinstirii Sfintei Cruci sunt foarte, foarte, foarte multe. Și generații întregi care au fost până acum în toată creștinătatea au vorbit extraordinar de profund despre cinstirea Sfintei Cruci. Dar încă nu s-au epuizat ideile și atitudinile, să spunem așa, pentru că fiecare om în parte, fiecare generație dintre noi oamenii, avem ceva de spus în plus. Pentru că, de ce? Pentru că fiecare dintre noi trăim în felul nostru relația cu Dumnezeu, care trece, să spunem așa, care își are legătura prin semnul Sfintei Cruci. Și pentru că trăirea aceasta e reală și concretă, nu este o istorie. Fiecare o trăiește prezent. Fiecare o trăiește în felul lui. Fie că iubește crucea, fie că o cinstește, fie că o necinstește, fie că o ignoră, fie că o înjură, realitatea este că semnul Sfintei Cruci, întâlnindu-l noi atât de multe ori în jurul nostru, de fiecare dată ne cere să avem o atitudine. Nimeni nu trece indiferent prin fața unei troițe, prin fața unei Sfinte Cruci, pentru că însăși crucea îi cere omului o răscolire interioară, îi pune omului întrebări de viață. Îi cere o mărturie. Îi cere contra, o mărturie, nu? Îi cere o responsabilitate. Din cauza aceasta am observat că, pe de o parte, putem vorbi despre Sfânta Cruce ca obiect de cult, ca și icoană pe care o purtăm în mână. Putem vorbi despre Sfânta Cruce ca semn al Fiului Omului, așa, și vorbim despre Sfânta Cruce ca altar de jertfă pe care a primit să se jertfească Mântuitorul Hristos pentru mântuirea noastră. În timpul acesta al postului în care ne aflăm, fiind în perioada de mijloc a postului mare, Biserica ne pune în față cinstirea Sfintei Cruci mai mult cu însemnătate morală, mai mult cu însemnătate spirituală. Tocmai că și aici se poate înțelege profunzimea adevărului cinstirii Sfintei Cruci. Și ca să ne referim la faptul acesta, în epistola către Filipeni, Sfântul Apostol Pavel spune așa, că Mântuitorul Hristos, Dumnezeu fiind,
s-a deșertat pe sine de slava dumnezeiască și a luat chip de rob, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce, ca în numele Lui, și pentru aceasta Dumnezeu l-a preaslăvit, Dumnezeu Tatăl l-a mărturisit, l-a preaslăvit și i-a dat Lui stăpânire peste tot, peste tot, ca înaintea Lui, în numele Lui, tot omul, tot trupul să se plece a celor, ce, a celor cerești, a celor pământești și a celor de desubt și să mărturisească toată limba că Domn este Hristos Iisus întru Tatăl. Amin. Părinte, putem spune că ați adus aminte de acest text din Filipeni în care Mântuitorul, Sfântul Apostol Pavel, prin puterea Duhului Sfânt, arată cum a reușit Hristos să învingă și să poarte crucea, să învingă această lume, să poarte crucea, deșertându-se prin ești chip de rob. Nu cumva e un sfat și pentru noi, că și noi, lepădându-ne de noi înșine, deșertându-ne și noi de slava noastră deșertă și luând chip de slujitor, vom putea și noi să purtăm crucea? Nu cumva e ca o ofertă, așa, ca un sfat, ca un demn? Nu e doar o poveste, o relatare. Problema este tocmai pentru acest motiv se arată în Sfânta, arată Sfântul Apostol Pavel faptul acesta în Sfânta Scriptură și arată și în alte locuri și în alte momente. Da. Faptul acesta al importanței Sfintei Cruci în ce privește mântuirea noastră. Pentru că brațul vertical intersectat cu brațul orizontal al Sfintei Cruci presupune întreaga lume în urcușul ei, în ascendența ei, de la până la cer și presupune și comuniunea, comunitatea, sau presupune integrarea fiecărui om în parte, pe linie orizontală. De aceea putem să spunem că la intersecția celor două brații ale Sfintei Cruci ne întâlnim, ne edificăm fiecare dintre noi. Pentru că Mântuitorul Hristos, mâinile întânzându-și pe Sfânta Cruce, ne-a iubit și ne iubește și iubirea a atins în acest moment al jertfirii, a atins culmea de inimaginat a însăși a tuturor puterilor cerești, nu mai spunem a făpturilor omenești. Pentru că tot în Sfânta Scriptură zice Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan, că așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin urmare, semnul Sfintei Cruci, Sfânta Cruce, este mărturia pe cât se poate de clară și de cuprinzătoare, prin însuși acest semn al Sfintei Cruci, mărturia sublimă a iubirii lui Dumnezeu față de noi oamenii, față de întreaga făptură și față de noi oamenii. Ca o mică concluzie, Părinte, la ceea ce a spus până acum despre Sfânta Cruce, putem să înțelegem că atât timp cât nu te ridici la cinstirea și iubirea despre care ați vorbit vis-a-vis de Sfânta Cruce, nu poți să te numești creștin. Este markerul creștinismului din tine, nu? Ce se întâmplă? De ce zic chiar că dacă, sunt chiar, care chiar dacă spun creștini? Chiar dacă e cineva, da, care nu crede, care ignoră Sfânta Cruce, din moment ce el e botezat, că e creștin. Și nu putem categorisi pe cineva, indiferent ce atitudine are. Cum că, de un moment ce e botezat, nu putem să spunem cum n-ar fi creștin. Deși poate să aibă comportament de păgân. De ce? Pentru că în acel om pe care să zicem că ne ispitește gândul să judecăm cum că n-ar fi creștin, în acel om zace sămânța creștinătății, harul Duhului Sfânt în el și poate să facă din el chiar și un sfânt,
cum a făcut din pescare apostoli, din păgâni mucenici, ca să se roage pentru sufletele noastre. Aici așa trebuiește să înțelegem că Mântuitorul Hristos, primind să fie răstignit pe Sfânta Cruce, pentru mântuirea noastră, a dovedit suprema, sau să spunem așa, ascultare față de Dumnezeu Tatăl, privind mântuirea noastră a oamenilor, a dovedit suprema iubire în lumea aceasta, în existența aceasta, în toată existența pe care Dumnezeu a adus-o la viață. Din cauza aceasta, Sfânta Cruce merită să fie cinstită, merită să medităm la ceea ce însemnează Sfânta Cruce, pentru că noi înșine simțim nevoia să înțelegem Sfânta Cruce. Vedeți, se întrebau, deși îl vedeau în față, israeliții, pe Mântuitorul Hristos, deși îl vedeau în față, deși vedeau minunile care le făceau, deși ascultau învățătura, și la un moment dat spuneau, măi, pe acesta nu știm de unde este. Situația o lămurește Mântuitorul Hristos și în convorbirea cu Nicodem în Sfânta Evanghelie după Ioan și în cuprinsul Evangheliei după Sfântul Ioan, în care ne arată că este modul nostru omenesc, modul nostru al oamenilor de a judeca omenește, și este modul celălalt al lui Dumnezeu de a se exprima dumnezeiește, tocmai prin această iubire față de noi. Ceea ce noi oamenii nu putem pătrunde, nici nu ne dăm seama, Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și pentru noi iubire. Chiar dacă noi îi întoarcem spatele, Dumnezeu lucrează în noi iubire. Sunt situații, Părinte, mai ales în comunitățile moderne, care au o compoziție mai variată, în care cinstirea, așa, la vedere a Sfintei Cruci, creează tulburare. Și ca o concluzie sau dorință generală este să se minimizeze această atitudine, adică să mai încetăm pe aici, pe acolo, cu cinstirea exagerată a Sfintei Cruci, de dragul păcii generale. Asta este ideea. Face, merge, este important lucrul acesta, de dragul păcii generale în societățile noastre, să reducem cinstirea Sfintei Cruci, o cinstești în sufletul tău, problema ta personală și așa mai departe. Față de ceea ce însemnează Sfânta Cruce, nu poate să rămână indiferent niciun om în lumea aceasta. Fie că este spre mântuire, fie că este spre pierzare. Pierzare în lumea aceasta, da. Că se regăsește dincolo. În sensul acesta, vedeți, noi trebuiește să observăm așa realitățile. De exemplu, Adam, prin păcatul săvârșit, prin păcatul strămoșesc, da, prin păcatul neascultării, da, dar și noi prin păcatele noastre, ce facem? Dovedim neascultare, dovedim lipsă de iubire, lipsă de recunoștință față de Dumnezeu. Mântuitorul Hristos, prin jertfa de pe Sfânta Cruce, a dovedit suprema ascultare și suprema iubire pentru noi. Nimeni nu poate să iubească mai mult decât cel ce își pune sufletul pentru aproapele său. Mântuitorul Hristos și-a pus sufletul pentru mântuirea noastră. Noi toți suntem răscumpărați prin jertfa de pe Sfânta Cruce a Mântuitorului Hristos. Și suntem răscumpărați, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cu preț de sânge. Nu mai suntem ai noștri, suntem ai lui Dumnezeu prin însuși faptul creației, dar și prin însuși faptul creației din nou a noastră. Prin faptul că suntem născuți din nou din apă și din duh și prin faptul că
Mântuitorul Hristos s-a răstignit, a primit să fie răstignit pentru mântuirea întregului neam omenesc, indiferent din neam, indiferent din religie, indiferent din concepție și așa mai departe. Și pentru toți s-a răstignit Mântuitorul Hristos. De aceea se cuvine să nu disconsiderăm, cum zice Mântuitorul Hristos, să nu disconsiderați pe niciunul din aceștia mai mici ai mei. Da. Și în sensul acesta, nici noi nu avem îndreptățire să disconsiderăm pe nimenea, pentru că și pentru acela s-a răstignit Hristos. Și pentru orice om din lumea aceasta s-a răstignit Hristos. Și în orice om poate să se lășuiască Hristos. Și atunci în fiecare din semenii noștri noi îl cinstim pe Mântuitorul, da, Hristos, recunoaștem chipul lui Dumnezeu în el. Mai concret, părinte, dacă pe vecinul meu sau pe omul din comunitatea în care trăiesc, pe unul sau pe altul, îi deranjează că eu cinstesc Sfânta Cruce, renunț la cinstire ca să-mi slujesc pe fratele meu sau am văd de cinstire în continuare și el să aleagă dacă se de-a dreapta sau de-a stânga? Noi nu trebuie să renunțăm la mărturie, la deci faptul de a da mărturie. Noi suntem datori să dăm mărturie despre realitatea mântuirii, despre Sfânta Cruce, în felul în care celălaltul de lângă noi percepe mesajul, e spre folosul lui, în măsura în care respinge mesajul, de asemenea e liber să facă ceea ce, da, vrea. Există, părinte, temeiuri, noi creștinii, mai ales adică creștinii ortodoxi, cinstesc în mod deosebit Sfânta Cruce și avem argumentele noastre, să zicem. Dar poate mulți întreabă dacă nu cumva este o dorință noastră așa exagerată. Există temeiuri în Sfânta Scriptură, Noul Testament, chiar și Vechiul Testament, prin care, într-adevăr, Dumnezeu îndeamnă pe om să se raporteze și să respecte chiar și semnul Sfintei Cruci. Temeiuri în Sfânta Scriptură sunt foarte, foarte, foarte multe. În primul rând este acel moment când în Sfânta Scriptură, când Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să înalțe pe stâlp în mijlocul taberei un șarpe de aramă, încât cel care privea, cel care era mușcat de șarpele veninos și numai privea spre șarpele înălțat, pe șarpele de aramă înălțat în mijlocul taberei, nu mai murea, ci trăia. E, aici e importanța, că Mântuitorul Hristos însuși spune, precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuiește să fie înălțat și Fiul omului. Vedeți, mărturia din partea prorocilor, prin Sfântul Proroc Moise, mărturia recunoscută de Mântuitorul Hristos prin ceea ce ne-a spus, precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Prin urmare, cel care privea la șarpele de aramă trăia în continuare viața pământească. Cel ce credem în jertfa Mântuitorului Hristos pe Sfânta Cruce, trăim viața aceasta, dar și viața veșnică. Prin urmare, este un foarte amănunt care ar trebui să-l subliniem. Nu putem face disociere, să spunem așa. Nu putem să facem o separare în ce privește persoana Mântuitorului Hristos și Sfânta Cruce. Este o asumare, o identitate, încât dacă vorbim despre Mântuitorul Hristos, nu putem să facem abstracții de jertfa de pe Sfânta Cruce. Dacă privim la Sfânta Cruce, nu putem să facem abstracții de cel jertfit pe ea. Da. Da, deci sunt într-o unitate, acolo și pe Cruce Hristos tot în Sfânta Scriptură spune că cel ce cinstește darul, cinstește și altarul. Cel ce cinstește altarul, cinstește și darul. Nu se pot despărți că rămân fără sens, da. Dragi ascultători, o scurtă pauză și revenim. Cuvânt. Continuăm, dragi ascultători, dialogul nostru cu părintele Enache Drăguș și cu dumneavoastră. Nu uitați numărul de telefon 0241-515-266 cu tarif normal rețeaua Intersat. Aveți contact pe pagina de Facebook Radio Dobrogea, ne puteți urmări și video
pe pagina asta de internet radiodobrogea.ro. Vorbeam despre Sfânta Cruce și importanța ei în viața unui om, mai mult decât atât, în viața unui creștin, dragi ascultători, și am înțeles că este un reper aproape esențial, este în topul reperelor noastre și că acest semn nu este doar un semn, este ceva viu. Spunea Părintele frumos, la un moment dat nu poți să te întâlnești cu o troiță, cu semnul Sfintei Cruci, fără să nu înceapă în sufletul tău un dialog și să te raportezi ori pro, ori contra, ori îți place, ori iubești, ori te impresionezi, ori te înduioșezi, ori te răscolești, ori te răzvrătești, ceva se întâmplă. Nu poți să treci indiferent. Tot omul are o atitudine față de Sfânta Cruce. Făcând un pas, Părinte, puțin mai departe pe această cale a dialogului nostru, ne-ați vorbit și de un lucru foarte important, faptul că cinstirea Sfintei Cruci nu este așa o dorință a Bisericii Creștine Ortodoxe, ci sunt imens de multe temeri în Sfânta Scriptură, nu numai a Noului Testament, unde am fi sentat să credem că este cea care a generat această cinstire, dar și în Scriptura Vechiului Testament, începând de la Moise și multe, multe astfel de semnificații, chiar și mai dinainte, de la Iacov. Haideți să vorbim puțin despre semnificația trăirii Sfintei Cruci. Spuneați că aici o semnificație morală, spuneați la început că este altar de jertfă, este semn, este și o cale a mântuirii. Deci este relația cu Sfânta Cruce trece dincolo de realitățile concrete. Este și un mod de viață până la urmă, nu? Trebuie să subliniem și acest amănunt, că Sfânta Cruce nu este în biserică, în viața creștinătății, un semn convențional. Exact, da. De exemplu, un partid politic sau un sindicat sau o organizație din această pământească își alege un simbol. De exemplu, pe fiecare mașină iese simbolul că e Audi, că e Volkswagen, că e Opel, că e cutare, are câte un simbol fiecare așa. În ce privește problemele celelalte. Fiecare partid politic își are un semn, că e trandafirul, că e cheia, că e... Sau diferite care, firme. Așa, așa, așa mai departe, da. Sunt gesturi omenești. Simboluri alese de către cei care au întemeiat organizația respectivă, societatea respectivă, așa. În biserică, Sfânta Cruce nu este un asemenea simbol ales în unanimitate, votat în unanimitate, zicem că ăsta e semnul nostru. Să ne recunoaștem noi așa. Nu. Este, cum să spun, mărturia ființială. De ce? Pentru că, de exemplu, arată în Vechiul Testament că arhiereul la templu din Vechiul Testament, la cort, să urmă în continuare la templu, intra o singură dată în Sfânta Sfintelor cu sângele obținut de la jertfele animalilor. Țap, viței, berbeci și așa mai departe. Arhiereul intra o singură dată pe an cu sângele a acestor animale jertfite și stropea chivotul mărturiei. Arată Sfântul Apostol Pavel și spune, arhiereul suprem, adică Mântuitorul Hristos, a intrat o singură dată pentru totdeauna cu propriul său sânge, a intrat în Sfânta Sfintelor, cea mai presus de ceruri, cea nefăcută de mână omenească, în slava Preasfintei Treimi, și a dobândit pentru întregul neam omenesc veșnică răscumpărare. Încât aici este problema pe care trebuiește să o reținem. A dobândit pentru noi veșnică răscumpărare, pentru întregul neam omenesc. Și ca urmare a jertfei Mântuitorului Hristos pe Sfânta Cruce, a primirii jertfei sângelui într-un jertfel cu cel mai presus de ceruri, în noi cinstim Sfânta Cruce ca mărturisire a acestui adevăr, ca mărturisire a acestei realități, realitate care
să trăiește de fiecare dată în cadrul Sfintei Liturghii, când Mântuitorul Hristos însuși se jertfește în chipul cel nesângeros în taina Sfintei Euharistii. Și în felul acesta noi primim taina Sfintei Euharistii, trupul și sângele Mântuitorului Hristos, care este, cum zice Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 6, pâinea vieții. Și Mântuitorul Hristos face comparație și spune: părinții voștri ziceau, au mâncat mană în pustie, dar au murit. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Cine nu mănâncă trupul Fiului Omului și nu bea sângele Lui, nu are viață în el. Iată ce însemnează trupul și sângele Mântuitorului Hristos, sângele vărsat pe Sfânta Cruce, sângele pe care îl primim noi în realitatea tainei sfinte împărtășanii, trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Și atunci punem problema așa. Da, ne aflăm în fața Sfintei Cruci. Care e atitudinea noastră? Atitudinea noastră este cea de metanie. Metanie. Metanie însemnează metanus, schimbarea minții. Înțelepțirea, edificarea, înțelegerea, pătrunderea misterului, pătrunderea adevărului, pătrunderea sublimității, înțelegerea iubirii. Și în fața Sfintei Cruci, aceasta este atitudinea bunului creștin. Metania, metanuia, schimbarea minții, înnoirea noastră a oamenilor, culminând și cu faptul înnoirii și din punctul de vedere trupesc, nu numai din punctul de vedere sufletesc. De aceea punem problema postului, pentru că postul însemnează felul nostru de a ne jertfi în fața Mântuitorului Hristos. În împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra decât prin jertfă. Și postul și rugăciunea sunt jertfe pe care noi le aducem lui Dumnezeu cu recunoștință, cu inimă zdrobită, cu părere de rău pentru păcatele care le-am făcut, cu încredere în iubirea lui Dumnezeu, care poate ca să șteargă păcatul nostru, poate să albească, să ne facă mai albi, ca zăpada, să spunem așa, prin curățirea Duhului Sfânt pe care o revarsă Dumnezeu însuși prin Sfintele Taine în Sfânta Biserică. E, vedeți legătura dintre Sfânta Jertfă, Sfânta Cruce și postul și rugăciunea prin care noi ne jertfim. Sunt acestea adevăruri de viață pe care să dea Dumnezeu măcar cât de cât să le putem și noi pătrunde și înțelege că la modul cel, să spunem așa, la modul cel superlativ, nu este om care să le priceapă. Da. Sfinții părinți, cât le-au priceput, ne-au lăsat mărturii scrise, ne-au lăsat învățături. Noi, ca și slujitori al lui Dumnezeu în biserică, suntem datori să dăm mărturie în fața credincioșilor și să dăm învățătură ca să se cunoască învățăturile cele dumnezeiești și ca într-adevăr să se vină și să ajungă la mântuire. De aceea, poftiți. Spuneați, părinte, că în împărăția, un lucru foarte important, împărăția Dumnezeu nu se intră decât în stare de jertfă. Este într-adevăr un lucru foarte important aceasta, ce ați menționat. Cum înțelegem această jertfă a Sfintei Cruci, această viață a noastră de jertfă? Înțelegem în sensul cum chiar și ieri s-a citit în Sfânta Evanghelie, cum zice Mântuitorul Hristos: cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să mă urmeze mie. Deci trebuie să fie un moment în viața noastră când să alegem între modul omenesc de a trăi și modul crucii de a trăi. În felul acesta, vedeți, a spus punctul pe I. Trebuie să vină. A spus punctul pe I. Pentru că în viața fiecăruia dintre noi
trebuiește să vină, trebuiește să-și aibă loc un moment de convertire, asemenea convertirii pe care a trăit-o Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului, când l-a văzut pe Mântuitorul Hristos înviat și a întrebat: cine ești, Doamne? Eu sunt Hristos pe care tu îl prigonești. Și atunci Sfântul Apostol Pavel, adică Saul, cum era prigonitorul, a intrat în momentul acesta al convertirii, al schimbării, al înnoirii din situația în care era prigonitor al Bisericii lui Hristos, prigonitor al lui Hristos, a venit în situație de mărturisitor al Mântuitorului Hristos cel înviat. Da. Părinte, mă iertați că forțez puțin frecvența întrebărilor, dar timpul ne permite și sunt multe lucruri importante. În ziua de astăzi există o febră a omului, o cunoaștere, o acceptare a faptului că există o lume de dincolo. Noțiunea de mântuire, de salvare, de trecere dincolo este cumva acceptată, dar se merge pe ideea că crucea nu reprezintă singura cale. Ar fi și niște alternative, gen reîncarnarea, să zicem, pentru o jumătate aproape de planetă, sau să iubești pe toată lumea. Dacă iubești, iubești fără nicio reper, este pe calea cea bună. Sau să vindești, să alergi să vindești suferința omenirii în trup, această cale fel de suferință. Tot felul de căi care se constituie ca fiind alternative sau căi paralele la cruce. Există așa ceva? Nu. În privința aceasta, noi trebuie să înțelegem aceste idei la care v-ați referit, da, ca fiind sforțări sau tendințe ale neamului omenesc de a căuta, de a cerceta și de a ajunge la adevăr. Nu putea nimeni să ajungă la acest adevăr al Sfintei Cruci dacă nu însuși Dumnezeu ne-l dădea și ne-l descoperea și ne-l deslușea. Prin urmare, față de toate aceste idei de care le-a spus, lumea întreagă trebuiește să ajungă la cunoașterea celui înviat, celui răstignit, mort și înviat pentru noi, pentru mântuirea noastră, a aceluiași care iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Da, într-adevăr, ca o sentință sună și asta este cu atât mai doveditoare a realității și a puterii acestei afirmații. Părinte, totuși, nu toată lumea, dacă ne uităm pe planetă și peste harta populației planetei, cei care cred în Hristos, cei care cinstesc Sfânta Cruce, cei care iubesc sunt din ce în ce mai puțin, ca o turmă mică, cum spune Mântuitorul. Cum arată o lume fără cruce? O lume fără cruce ar arăta, să spunem așa, mai greu, mai decăzut. Fără reper, fără orientare. Ca o corabie fără catarg. Așa, mai greu față de cum era înainte de venirea Mântuitorului Hristos. Pentru că atunci, cum era situația? Fiecare popor își avea idolii lui și încă tot căutau și alți idoli, încât Sfântul Apostol Pavel găsește în Atena o statuie închinată zeului încă necunoscut. Vedeți? Încă lumea căuta. Lista era deschisă. Și această căutare, această sete, nu e rea. Este bună. Este bine că omul caute și dorește și însetează. Neliniștit este sufletul meu până se va odihni într-o tine, Doamne. Această sete nu e rea. Dar ea trebuie să continui până la aflarea adevărului absolut. Din cauza aceasta, arată în Sfânta Scriptură că până la a doua venire a Mântuitorului Hristos, toate neamurile, că vor crede sau nu vor crede, dar vor afla despre Mântuitorul Hristos cel răstignit, mor și înviat, și despre mărturia dumnezeirii. Din cauza că este logic ca într-adevăr toți oamenii, toate neamurile să cunoască, să aibă traduse în limba lor cele despre învățătura creștinească,
Pentru că nu cumva să zică vreun om că n-a știut. N-a știut, așa este. Și chiar dacă ar fi, și au fost oameni neștiutori de carte, dar ei, încrezându-se, crezând în realitățile care le văd împrejur, privind închinarea creștinătății către Mântuitorul Hristos și așa mai departe, ei își se încred, ei înșiși, în adevărul cel dumnezeiesc. De exemplu, copilul cum merge la școală, încă nu poate să raționeze cât faci 2 cu 2. Dar doamna învățătoare îi spune, 2 cu 2 fac 4. Copilul ia de mărturie, ia de crede drept. Și pe urmă înțelege. Așa. Medicul, de exemplu, eu ca și care nu sunt medic, nu pricep rezultatele analizelor. Dar medicul îmi spune, uite, aici ai cu tare, aici ai cu tare, diagnosticul este cu tare. Eu mă încred în diagnosticul medicului. Da. Cu atât mai mult este adevărul de credință pe care îl mărturisim și pentru care trăim și prin care dobedim de adevăr mântuirea. Părinte, în cele tale, pentru 2-3 minute cât am mai rămas, o întrebare. Sunt și cazuri, poți să-ți duci Sfânta, să-ți duci crucea vieții, cinstirea de unul singur izolat, că sunt și astfel de cazuri de oameni care zic ei că și-au viața în piept, și-au Dumnezeul lor, cred în cruce și merg după capul lor. Sfânta Cruce presupune iubirea lui Dumnezeu către noi, iubirea noastră către Dumnezeu, dar care trece prin iubirea față de semenii noștri. Adică vreau să completez, fără relații cu Sfânta Scriptură, fără relații cu biserica, trăirea bisericii, pot să ajungi la un liman? Păi sunt realitățile sfintelor taine în biserică, prin care știm că dacă cineva nu se botează, nu este botezat, nu se mântuiește. Cineva nu mănâncă trupul și sângele fiului omului, nu se mântuiește. Deci evitându-le n-ajungi nicăieri. Așa mai departe, da. Cei care prin săbuința lor vor să se declare libiți cugetători și că ar ști ei și ar afla ei adevărul și ar citi ei și nu știu ce, aia este o situație de semeție, de mândrie, prin ispitirea celui rău. Da. Deci este o astfel de slavă deșartă care nu ajunge la nicio finalitate. Dragi ascultători, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în acest dialog cu Părintele Enache Drăguș și vă așteptăm să mă invitați la aceeași oră, Doamne ajută! Dumnezeu, soarte! Să rămână, Părinte!